În acest an, în municipiul Orăștie, vor fi amenajate aproape 200 de noi locuri de parcare. Mare parte dintre acestea vor fi amenajate la activitatea Goscom Orăștie, dar șoferii vor putea să își lase mașinile și în curtea primăriei din orașul Paliei. Locurile de parcare, am reușit anul acesta să începem din nou lucrările la parcarea din incinta societății Activitatea Goscom. A fost o suprafață de teren de aproape 7.000 de metri pătrați pe care am achiziționat-o și am realizat o parcare cu peste 100 de locuri de 150 de locuri de parcare. Totodată, împreună cu colegii, am găsit o soluție de a extinde parcarea din incinta curții primăriei din Orăștie, astfel încât mașinile primăriei, ale angajaților și ale vizitatorilor și ale celor care doresc să vină la primărie să aibă unde să parcheze. Veștile bune nu se termină aici. Cele peste 150 de locuri de parcare ce vor fi amenajate în acest an în municipiul Orăștie, urmând a fi fără taxă.